La mulți ani, Mia! Ai adus tot ce trebuie? Mai întrebi? Mă pregătesc de o lună. Hai, intră! Ultimul. Hai de obicei. Ia, nu vă mai luați de mine. Important e că am ajuns. În plus, fără mine nu pupați voi nicio fantomă. Șșșș! Ai nebunit? Vrei să ne audă cineva? Fraierelor, sunt peste tot. Oricum ne aud. Sora mie e în bucătărie. Păi și atunci, cum facem? Cum să facem? Cântăm frumos la mulți ani, mâncăm și noi niște tort acolo, o trimit pe sora mea la piață și casa ea noastră. Eu nu știu de ce mă băgați pe mine în treburi din astea. Pentru că, draga mea, Dana, mi-ai promis că dacă vrei să fiu prietena ta, o să faci ce spun eu. Bine, bine, dar să nu ziceți că nu v-am avertizat. Și nici să nu comentezi. Ei, gata cu cea de nealea, până la urmă am venit la petrecere sau nu? Mia, pune niște muzică. Hannah Montana? Da! N-ai și tu ceva mai hip-hop? Dacă nu vă convine, vă pun casetele mai cu mică Julia Similea. Cine? Nu contează. Asta înseamnă că o să se îndeplinească. Asta sper și eu. Să fiți cuminți, copii! Plec, mă întorc imediat, nu stau mult. Bine, stai liniștită, ne descurcăm. Nu te grăbi, chiar te rog. Bine, pa, pa, pa! Gata, suntem în siguranță! Să începem! Purica mea, aveți grijă, e singura fotografie pe care o am. Nu mai te panica atâta, n-are ce să se întâmple, doar o fotografie. Ața trebuie legată în cruce perfectă. Ședința poate începe. Închideți ochii și strângeți-vă mâinile. Nu știu, mie nu-mi place deloc treaba asta cu spiritismul. Vreau să plec. Hai să rămâi aici. Avem nevoie de 6 oameni ca să putem chema spiritul. Oricum, am închis ușa și cheia la mine. Da, văd. Frați și surori, să ne îndreptăm gândurile spre spirit. Nu se întâmplă nimic. Trebuie să chemăm tot spiritul. Spuneți toți după mine. Spirite, spirite. Spirite, spirite. Te chemăm aici să ne ajuți. Te chemăm aici să ne ajuți. Avem nevoie de tine. Avem nevoie de tine. Vino acum și vorbește-ne. Vino acum și vorbește-ne. Uitați-vă, se mișcă cheia. Să facem liniște, poate ne vorbește. A venit, e aici. Bunico! Uitați-vă la cheie, chiar se mișcă. Să-l întrebăm ceva. Să o întrebăm, că doar e bunica mea și cred că ea ar trebui să facă asta. Bine, bine, întreabă ce mai facem. Ce mai faci, bunico? E bine acolo? Te distrezi? Ce întrebare tâmpită! Cum să se distreze pe lumea cealaltă? Sst, spune ceva! Cred că bunica ta s-a transformat în pisică. Înțelege cineva pisicește? Nu e deloc amuzant. Bunica mea nu s-a transformat în pisică. Mi-e frică, vreau acasă. Nici să nu te aud. Tu ai vrut să o cunoști pe bunica. Bun, ea e prietena mea, Fragola. Aaaaaaa! Terminați odată cu țipul!
pipetele astea? De ce ai aprins lumina? Acum spiritul o să rămână în casă și nu o să mai plece niciodată. Trebuie să chemăm pe cineva să exorcizeze casa. Vai de mine! Ce mă fac? Ce o să-mi facă mama? Nu o să-ți facă nimic și nu o să chemăm pe nimeni să ne exorcizeze, că doar nu suntem posedați. Ba da, am văzut-o pe Discovery. Vă potoliți odată! Deschide-l! Mi-e frică! Deschide-l odată când îți spun! Vai! Ce drăguță e! E bunica mea care s-a transformat în pisică. Ba nu e nicio bunică. E cadoul meu pentru Mia de ziua ei. La mulți ani, Mia! Păi, și asta înseamnă că experimentul a eșuat? Stați liniștiți, copii! Nu s-a întâmplat nimic! Cred că o să o cheme bunicuța. One, two, three.